Am revenit a doua parte a emisiunii. Spuneam, o ediție specială a dilemelor zilei, astăzi în a doua zi de Paște, zi în care eu mi-am propus să vă prezint un alt profil de invitat. Nu profilul unui politician, ci profilul unui om care vine dintr-o țară străină, se îndrăgostește de România și rămâne aici. Am văzut în prima parte a emisiunii povestea doamnei Marie Carels din Belgia. Ei bine, de această dată alături de noi este un cetățean grec. Dumnealui s-a stabilit în Gorj, s-a stabilit în Târgu Jiu, domnul Mitsanis Mihail. Bună seara, mulțumesc că ați acceptat să veniți și să ne spuneți povestea dumneavoastră. Povestea mea. Povestea mea a venit în România înainte de 3 ani jumate. De 3 ani și jumătate. A îndrăgostit un fata româncă. Da, domnul Mitsanis are o soție româncă foarte frumoasă. Uh-huh. Dumnezeu v-a adus aici? Da. Vă gândeați că o să veniți în România? Nu, niciodată. Niciodată? Niciodată. Dar cum vedeați dumneavoastră România, să spunem, acum 15 ani? Departe pentru Grecia, adică în țara mai departe de la noi. În care, cu siguranță, niciodată nu o să ajungeți, vă spuneați. Da, și nu cunosc general și cum a fost România, tradiție sau cum este țara România. Oricum, este frumos. Știați ceva despre România, despre tradiții, despre nu, oameni? Deloc, despre... Nimic. Nimic, absolut nimic, nici o limba oricum. Și nici limba. Nu. În cât timp ați învățat limba? Pentru că Un an jumătate. Într-un an și jumătate ați învățat limba română. Fără învățător, fără școală, fără nimic. Fără școală. V-a învățat soția? Nu. Nu? Nu. Nevoie de comunicare. Adică putem comunica cu oameni. Ca să puteți comunica. Mm. Și cum v-ați dat seama de sensul cuvintelor? Ce înseamnă cuvântul ăsta și ce înseamnă ăsta? Cuvânt. Adică mi-a ajutat oricum și soția. La cuvânt de cuvânt înțeleg ce semn fiecare cuvânt și... Și ce vrea fiecare să vă spună. Da, exact. Soția dumneavoastră vorbește la rândul ei greacă. Da. Care a învățat mai rapid? Eu am învățat mai rapid. Dumneavoastră. Soția a fost mult ani în Grecia, 13 ani în Grecia și știe foarte bine greacă. Dumnezeu vă și traduce din când în când, atunci când aveți, exact, când aveți nevoie. Ați venit, spuneați, acum 3 ani și ceva în România. Atunci veneați pentru prima dată? Da. Prima dată, da. A venit la Târgu Jiu, a venit prima dată un weekend așa. Într-un weekend. Da, și mi-a plăcut și după și problemele nu a fost Grecia cu economica criză, am mutat mai aici definitiv. Când au apărut problemele economico-financiare în Grecia, atunci v-ați hotărât să vă și mutați? Am văzut mai bine aici. Și a fost mai bine în cele din urmă? Da, pentru mine mai bine, oricum. Și viața mai liniște, mai natur, nu aveți nevoie mulți bani. Noi nu avem mulți bani, într-adevăr, dar viața bani trăiește mai bine, da. E un paradox, nu? Da. Nu sunt mulți bani, dar românii trăiesc totuși bine. Da. Cum credeți că e posibil? Este probabil legat pe baza nu sunt bani și pe general viața și costurile viața este mult mai scăzut din asta tot noi în Grecia. De la un singur produs cafea până la chiriile la apartament. Oricum este mult mai scăzut din ce avem noi în Grecia. Dar totuși românii, să știți că, și vorbeam asta și cu doamna din prima parte, cu doamna Marie Carels, românii sunt și gurmanzi, românii mănâncă și bine, românii vor să se îmbrace și bine și cu puțin bani, să știți că reușesc să le facă. Asta este misterul de România. Asta este un mister, nu? Da, nu l-ați dezlegat? Nu. Nu. Da. Spuneți-mi, când ați venit prima dată aici, la Târgu Jiu, ce anume v-a atras atenția? Ce v-a plăcut cel mai mult? Ce m-a plăcut mai mult? Mai mult îmi place, tu este un oraș, cum se spune, nu aglomerat, este un oraș liniște, cu multe verdura, natura. Jiu este foarte frumos, tu treci Jiu din oraș. Și este foarte frumos, adevărat. Dacă veneați ceva mai devreme, să știți că prindeați și mai multă natură. Acum natura noastră se diminuează. Îmi place tot, stați la un apartament la centrul oraș și 3 minute sunt pe afară la pădure. Nu mai e problemă. Mergeți la picnicuri? Mergeți în pădure? Mergeți pe munte? Nu prea des, dar mergem, da.
Dar le vedeți de la distanță. Da, oricum. Ala e frumos, e frumos. Este frumos. Mm-hmm. Îmi place, deci vă place. Mm-hmm. V-ați gândit să plecați din România? Nu. Și mult mi-ai întrebat, sunt din Grecia, familia mea, și eu le-a spus, nu-i întorc. Este foarte bine aici. Foarte frumos. Familia mea v-a făcut propunerea să vă întoarceți în Grecia. Mm-hmm. Și dumneavoastră... Nu vreau. Nu mai vreți. Nu. Vreți în România. Oricum, a crescut tot timpul în Atena. Atena este oraș mare, cum este Bucureștiul, și mai mare. Și multe statui. Stresul, aglomerația, este un haos. Aici este liniște, în piață, în general, mai liniștit, mai natur. Mai naturală. Da. Dar dumneavoastră aveți și afaceri în România. E normal, tu trăiești aici, nu pot face să altceva. Trebuie să faci ceva în afacere, da. Făcut în afacere. Probabil ați avut și perioade în care afacerile nu au mers așa cum v-ați fi dorit, adică nu foarte bine. Nici măcar în momentele alea nu v-ați gândit să plecați din România? Nu, nu. Nu. În momentul de față vă considerați măcar puțin român, oltean? Oltean, da, român nu. Deci sunteți oltean. Da. Sunteți oltean. Ați cerut și cetățenie română? Pe moment nu. Nu. Ala pe parcurs. Dar vă gândiți să o faceți. Da. Să deveniți român cu acte în regulă. Cetățean român și oltean jet by jet. Cam așa. Da. Știți că oltenii sunt cunoscuți printr-un simbol. Prazul. Prazul. Știți ce este prazul? Știu ce este prazul, da. Vă place prazul? Da. Dumneavoastră ați mâncat praz? Bineînțeles, multe ori, și aici și în Grecia. Da, ăsta este un test pe care trebuie să-l treceți dacă vreți să deveniți oltean. Era o glumă. Era o glumă. Dumneavoastră ați încercat să aduceți bucătăria greacă aici la Târgu Jiu. Da, am mers bine, pot spune așa. M-a închis restaurantul oricum din chestia că nu convine pentru mine. Nu am mers la restaurant. Nu convine pentru mine. Care este diferența între bucătăria greacă și bucătăria oltenească? Folosim mai multe ingrediente, adică mai multe... Mai multe mirodenii, da, Da. Și din România, ce anume vă place din bucătărie? Care este felul dumneavoastră preferat sau felurile de mâncare preferate? Un singur lucru îmi place prea mult aici în România este turta. Turta. Făcută de mălaie, da. Da, este place. Și specifică zonei, să știți că asta nu îmi place. În toate asta zonele... este ce îmi place mai mult din toată bucătăria românească că v-am mâncat până acum. Turta. Dar turta asta nu se mănâncă așa simplă. Așa este. Ala... Se servește cu ceva. Cu ce anume vă place să o... Cu brinza aveți brinzeturi bun oricum, și mezeluri destul de multe, gama mare și gustose, carne oricum, carne este peste tot la fel, porc, pui, este peste tot la fel. Sărmăluțele vă plac? Și da și nu. Să știți că sunteți printre puțini străini care nu s-au îndrăgostit așa subit de sarmalele. Nu, sarmalele am și noi în Grecia, facem puțin diferit oricum. Diferite. Exact. Ideea este că cred că nu este făcută peste tot același, adică nu este și la voi aici făcut sarmalele așa trebuie peste tot. Alții faci bun, alții nu faci bun. Am mâncat și bun, am mâncat și nu bun. Asta e, pentru asta și da și nu, a spus, nu este ceva... Depinde de rețetă, nu? Exact. Depinde de rețetă. Da, spuneți-mi, spuneați că acum ceva ani nu vă gândeați să veniți în România, nici de cum să vă stabiliți aici. Uh-huh. Acum nu mai vreți să plecați de aici, da. Vă considerați oltean. Da. Sunteți un pic și oltean. În Târgu Jiu, că... Dacă stați de 3 ani, probabil ați bântuit, ați văzut foarte multe, foarte multe am locuri. Am văzut și aproape tot de România la 3 ani de zile, nu în Târgu Jiu. În momentul în care v-ați stabilit aici, ați vrut să și cunoașteți România. Am văzut România. Și tot de România, aproape, except de zona de Moldova. Restul țară am văzut tot. Nu ați văzut Moldova. Doamna de dinainte văzuse Moldova. După ce vedeți și Moldova, cu siguranță nu o să mai vreți să plecați de aici. Ce anume v-a atras atenția în România? Ce v-a plăcut cel mai mult din zonele pe care le-ați văzut? Arhitectura,
A spus, natura deutoare țara asta, este foarte mult verde, munte, râu, lac, este ceva frumos. Mie, în general, îmi place și perioada de iarnă, cu zapada, cu... este frumos. Pentru mine asta îmi place. Ați învățat să schiați? Schiați? Sau doar priviți zăpada? Da. Tu priviți și puțin joc, cum facem și tinerii copii, adică puțin cu zapada. A, vă place să vă jucați cu zăpadă. Mm-hmm. Da. Dar totuși gorjenii sunt oameni foarte orgolioși. Mm-hmm. Grecii sunt și ei orgolioși. De obicei, dumneavoastră vă impuneți punctul de vedere sau au mai reușit și membrii familiei românești să își impună punctul de vedere? Adică soția sau dumneavoastră câștigă de obicei? Eu. Dumneavoastră? Da. Adică grecii sunt un pic mai încăpățânați? S-ar putea da. Cred că da. De ce vă pare rău din Grecia? Ce pare rău pentru Grecia este că ajunge pe un nivel economic prea rău. După economica criză de la 2008 și după. Este scăzut, nu merge nimic, este except de turism puțin, restul nu merge nimic, absolut nimic. A fost de vină ce anume pentru căderea aceasta economică a Greciei? Multe chestii. Partea politică sau... Și politica oricum are și asta în legătură, la mai mult nu este politica, este vorba de banca și... Bancilor și datoriile toare tot Greciei pe... spre banca, pentru o casă, pentru o casă de vacanță, pentru mașină, pentru orice, credit peste tot. Și la noi să știți că a fost această problemă a creditelor, dar bineînțeles la un nivel mult este mai... Este și vorba de sistem, cum pot adapteze sistemul în situația asta și cum pot tu reziste. Aici vede ceva și sistemul financiar, la fisc, la bancile, este puțin mai bine din asta, dar am fost noi în Grecia. Dar vă pare rău, eu știu, de prietenii din Grecia, de familie? Nu îmi lipsește nimic. Singurul persoană care îmi lipsește este fata mea, Ala Vindes, aici în România. Vă vizitați și compensează asta. Exact. Dar nu simțiți câteodată nevoia să mergeți măcar într-un concediu în Grecia? Nu. Deloc, absolut deloc. Nu știu de ce, ala nu mi-e lipsește Grecia. Prefer, dacă este și acum, merg în concediu, merg în Italia. Îmi place mai mult Europa, partea Europa. De ce vă place partea asta? Nu știu, îmi place mai mult Italia, Germania, Austria, este mult mai frumoase țările din Grecia. Grecia este frumos pe baza soare, plaje, mare, restul nu este ceva foarte special. La mare în România ați fost? Am fost, da. Este un pic mai murdară marea noastră. E neagră. E neagră, da. Este neagră și la propriu, dar și la figurat. Spuneți-mi, dacă ar fi să alegeți între marea din România și Grecia? În Grecia? Sigur, aleg Grecia acolo. Alegeți Grecia. Da, normal. De ce credeți că la noi nu s-a dezvoltat foarte bine litoralul românesc? De ce nu s-a dezvoltat pozitiv? Că așa sunt foarte multe afaceri. Dezvoltat este litoralul. Dezvoltat este litoralul românesc. De asta este mica zona și oricum mulți afaceriți probabil vede un portinitul, fac banii într-o sezon foarte scurtă și prețul este foarte ridicat. Comparativ cu prețurile din Grecia, vedeți o diferență foarte mare? La litoral? La litoral. Nu. E aproape asemenea. Deci prețurile sunt cam la fel, dar noi rămânem cu altă calitate. Cu calitatea noastră de mare neagră. Că spunea și dumneavoastră, este neagră, într-adevăr, marea de aici, din România. La munte ați fost aici, în zona Gorjului? Da. Am fost la Rinca, am fost la Transilvania, nu am făcut traseul asta, m-a spus mult, este foarte frumos, dar nu am făcut până acum. Am fost și la alte parte, la munte, am ajuns la Varta Dronei, foarte frumos. Este frumos, adevărat este frumos. Dacă ar fi să alegeți, să faceți o afacere pur românească, ce anume ați face? Nu fac. Nu? Nu. De ce? Nu
și după tot am făcut și un restaurant aici în Târgu Jiu, pe tradiția lui cum grețese și nu rămânește, dar acum nu mă bag acolo, nu știu ce și cum detalii. Acum am să creșteți cu... niște animăluțe, nu, niște păsări. Asta să văd, dacă fac un casa, nu, dacă fac un casa pentru mine, da, place pentru mine. E un hobby, un plăcere pentru mine. Ala nu tu fac afacerea gen asta. Nu știu, dacă nu știți și nu pricep, este greu. Ne spunea doamna din prima parte a emisiunii că aici în România s-a izbit de foarte marea birocrație. Se cer foarte multe acte. Cât de mic ar fi afacerea, actele sunt cam aceleași. Hârtogăraia este foarte voluminoasă. Și la noi este foarte voluminoasă în Grecia. Aici problema mare este pentru orice trebuie de față, trebuie autorizația. Autorizație, exact. Este greu. Nu este adevărat, toti sunt acte multe, controle multe și fara, pot spune fara adevărat, adică părerea mea este făcut pentru controlele astea și autorizația asta pentru venituri la stat. Păi știți cum este, trecem și noi printr-o perioadă dificilă, așa cum trece și Grecia, și statul român încearcă să-și ajusteze veniturile, adică să mai ia și de acolo și asta de acolo. Este un sistem în România, trebuie să adaptăm cu sistemul România. O bună sursă de atragere a capitalului. Credeți că România o să ajungă la nivelul statelor dezvoltate din Uniunea Europeană în curând? Da. Cât de curând? Curândul ăsta ce înseamnă? După între 10 și 20 de ani. Adică abia după vreo două decenii, că noi am mai așteptat vreo două decenii și jumătate până acum, da. Putem să sperăm să ajungem și noi și în Grecia, și Grecia am fost intrat la Europa Comuniune din 1987 și acum avem 2014. Este destul de multe ani și acum Grecia construiește autostrăzi, construiește și fac lucruri mare din chestia Europei Community. Ala este 30 de ani, 40 de ani și acum construiește. Nu este ușor. România a intrat la Europei Community înainte de 10 ani, nici 10 ani nu cred că are. Are drum lung. Știu cum este. Românilor, se spune că în general românilor și mai ales oltenilor le place să complice lucrurile. La noi se spune că se scarpină cu mâna dreaptă după urechea stângă. Este adevărat? Vi s-a părut că este așa? Este cam așa, da, este. Între. De ce credeți că sunt românii așa mai îndărădnici? Este vorba de mentalitate. Cum trăiește asta populația și este vorba de mentalitatea. Și asta pot deschiba, dar trebuie timp. Și generație mai mare generație, este greu deschiba asta mentalitatea. Asta vedem după ceva ani. Tinerii, tu pleci din țara, vedeți cum este Europa și încet deschiba mentalitatea. Vin cu idei din afară. Normal, da. Și le pot adapta aici sau le pot schimba asta pe este, așa am fost și în Grecia. Pentru mine, România, de la prima dată am venit, am părut cum am fost Grecia înainte de 30 de ani. Cu 30 de ani în urmă Grecia, așa vedeți dumneavoastră acum. Așa am fost și mentalitatea, populația și cum merge de lucruri și multe asemănătoare situații, dar din urmă, cu multe ani din urmă pentru Grecia. Este normal, este ceva, tu nu poți să fii diferit, adică populația tu a intrat la un, cum să spun, de la o situație politică până la 1989, tu știu, și după a deschiba la democrație și asta, trebuie un timp tu adaptezi pe nouă situație, oricum. Acum oamenii din România se adaptează situației existente. Cel puțin asta spun în momentul în care sunt întrebați. Credeți că cei care conduc la un moment dat un sistem politic pot schimba în bine sau în rău politic, o anumită societate? Cu politic nu pot spune părerea personală, deci nu pricep. Nu faceți politică. Și nu mă interesează general, nu aud la știri, nu stau de aud de ce spune politic. Nu mă interesează, este ceva pentru mine, nu...
fără de râs. Nu cunoașteți niciun politician român? Cunosc din de la medie, de la medie, din da, medie. Oricum, numele cunoaștem, dar nu știu ce, cum și nu mă interesează. Cel mai cunoscut politician? Tot este cunosc, de la Basescu până la Ponda, de la Adonescu, tot este cunosc. Dar cu fiecare zi știri, pentru asta numele vorbesc. Îi cunoașteți de la, de la televizor. Și v-ați făcut așa și o părere despre fiecare? Nu. Nu v-ați, n-ați reușit? Nu, v-am spus, nu mă interesează și nu mă interesează și este complicat. Oricum are și... nu înțeleg și tot de română, adică... Potul comunica, potul vorbea, la este orologie, tu nu potul pricep. Situația din Grecia o urmăriți? Vă uitați la nu, deloc, știri sau pe internet? Deloc, citiți deloc, ziare? Deloc. Nu mi-e interesează. Nu? Nu. Dar aici, în România, pentru că spuneam, sunteți de, și spuneați dumneavoastră, de 3 ani și jumătate, aveți aici familie, aveți aici afaceri. Vă place aici? V-ați obișnuit și cu localnicii? Comunicați? Normal, da, avem prieteni, avem cunoștințe, da, foarte bine. Și omul nu este rei, este foarte ok pentru mine. Obiceiurile le cunoașteți? Că avem niște sărbători. Acum este Paștele, sărbătoarea de Paște, sărbătoarea de Crăciun. Aceleași sunt la noi în Grecia, ortodoxi și noi, aceleași sărbători le avem. Mare sărbătorile, oricum. Voi aici țineți mai mult cu roșu, cu cruce roșie, spuneți aici, și nu lucrezi la noi, avem sărbătorile stabile, atât. Restul... Restul se lucrează. Lucrezăm, da. Aici... Și să știți că pe noi ne ajută domnii care ne guvernează, pentru că dumnealor ne dau așa niște zile libere în timpul anului. Sunt sărbători legale, sărbători pe care ei vor să le respecte și să ne respecte și pe noi. Și în fiecare an mai adaugă câte o zi liberă pentru români. Asta a dat și apă la moară anumitor persoane care au spus că românii sunt așa mai lene și de asta caută pretexte să stea acasă. Normal. Așa, e și de divațat. Sta de mai mult, nu muncește mult. Românul nu muncește mult? Nu. Adică sunt mai lene și românii. Da. Dar de ce credeți că sunt așa puși pe tânjală unii? Nu știu. Nu știu, ala, așa am văzut. Nu muncește mult, oricum. În Grecia se muncește mai mult? Da. Și românii care merg în Grecia muncesc mai mult acolo? Cred că da. Asta trebuie întrebat un român, tu muncește din afara țara, cum este? Ala sigur muncește mai mult. Sau nu este vorba de ore, este muncește adevărat pe orele tu muncește. Adică se adaptează. De ce în țară credeți că nu muncește și în afară te vine? Probabil hard. Este vorba de salariu. Adică, îl motivează da, salariul. S-ar putea, da. Un salariu mai mic, ca deste nu muncește mult, de ce cu asta salariul nu are, nu trebuie să muncește mai mult. Adică în țară are salariu mai mic, muncește raportat la salariu. Cam așa, da. Gândește, îmi dă patronul mai puțin, o să muncești eu mai puțin. E alta, tu aveți un salariu 8 milioane, 7 milioane, 10 milioane și altă tu aveți 1000 de euro. Este diferit. Da, un salariu mai greu de obținut în România, ce-i drept, acesta de 1000 de euro, doar dacă lucrezi la stat, ai șanse să... Noi, în Grecia, salariul până acum am fost la 800, 900, 1000 de euro. Pentru asta, bani, dacă muncesc, muncesc, nu pot sta. Asta e. La noi se stă, să știți că la noi se poate și sta. Pentru un salariu, depinde cât de mare este, ca să poți să stai liniștit. Da. Spuneți-mi dumneavoastră, dintre tradițiile și obiceiurile multe din România, ce preferați? Ce vă place mai mult? Sau ce vi se pare mai interesant? Nu pot aleg ceva. Adică sărbătorile aproape am semnat cu noi în Grecia. Nu este ceva prea special. Nu are ceva stabilit. De asta îmi place mai mult sau asta mai puțin. La dumneavoastră se merge cu sorcova? Un fel de sorcova, da. Avem și noi asta tradiția.
Să știți că asta este o modalitate de a face un salariu. Da, așa adică, e și la noi, Grecia. Se pot câștiga am niște bani. La noi, perioada de Crăciun și Revelion, nu mergem la Sorcova o zi, nu 10 zile sau o săptămână, tu ești aici. O zi înainte de Crăciun și o zi înainte de Revelion. Ei, să știți că la noi este tradiția reinventată, pentru că și aici tot o zi se mergea, dar acum românul, cum este foarte ingenios, foarte inventiv, a prelungit perioada asta, ca și perioadele de zile libere, de stat acasă, adică. Fiecare populație generează singura situație, tu poți o adapteze pe nevoie toaie. Are nevoie mai mult bani, merge la soră cu mai multe ori. De mai multe ori să facă mai mulți bani. Da, așa este. Ce vă enervează cel mai mult în România? Sau la ceva, eu știu, ceva de care vă izbiți dumneavoastră? Tu plinzi tot România de nu sunt bani. Se plâng că nu sunt bani. Păi să știți că nu prea sunt bani și... Sunt bani. Oamenii sunt... Sunt bani. Sunt bani? Da, sunt bani. Suficient pentru român. Pentru tot român. Sunt bani. Sunt bani, dar dacă nu sunt bani, cum frumos de este atâte mașinile, atâte casele, atâte multe, multe alte chestii. Un alt paradox, nu? Dacă nu sunt bani, de ce deschidem mall-ul pe orașul nostru? Ce vin, fac un mall la noi în oraș? Să știți că asta poate fi o strategie de dezvoltare a turismului. Putem să-i atragem pe vecini, normal, județele da. Ala, vecine la mall, nu este only vecine. Ca să-i determinăm să ne viziteze și orașul. Sau nu este only vecine, mă, și locuitor din oraș. Primii de merg acolo, sigur este locuitor din oraș. Și eu, oricum. Da, o să vedem cum o să evolueze și această investiție, acest mall care investitor nu fac investiții dacă nu știe că pot recuperez să-și recupereze banii care pentru investiția de făcut. Nu vin la un zona, tu spun așa, mortă. Am văzut ceva, tu nu vedem noi, probabil mai mici. Când ați venit prima dată în Gorj, vi s-a părut o zonă moartă sau aproape moartă? Oricum, Gorjul și Târgu Jiu este un oraș mare din una parte, ala pe alte chestii este foarte mică și foarte nu dezvoltată cum este alte oraș. Mult mai mici orașe din Târgu Jiu este mult mai dezvoltată pe baza cum este Târgu Jiu. Nu știu de ce, probabil nu are industria, nu știu. S-ar putea la o chestie industrie. Industrie a fost, nu mai este că la un moment dat s-a considerat că nu mai e nevoie de ea. Probabil asta este explicația. Problema... Nu, e o problemă veche. Conducător de... Da, este politica o și veche. Conducător de zona generală aici. Da. Probabil o să se dezvolte și această industrie, dar în cei 20 de ani pe care mi-ați dat dumneavoastră până am fost înainte la 15 zile la Caransebeș, la Caransebeș, în Caransebeș este un oraș de 30.000 de locuitori, mult mai dezvoltat acum este Târgu Jiu. Mult mai dezvoltat. Au avut ei mai mult noroc decât noi. Credeți în noroc? Nu. Nu. Dar în ce credeți? Dacă credem la noroc, mergem tot și jucăm un loto și câștigăm banii ușor de ce avem noroc. Nu este așa. Noroc este noroc, este ceva, un vorba, tu spunem și noi în Grecia. Good, tu aveți bun noroc sau... Nu. Dacă nu muncesc, nu faci nimic. Atunci, credeți că omul doarme după cum își așterne? Adică suportă consecințele faptelor proprii? Asta nu, mă scuze, dar nu înțeleg. Nu ați înțeles. Adică fac ceva în momentul de față și după o perioadă trăiesc rezultatele faptelor mele. Da, normal, da. Nu mă poate ajuta cu nimic nici măcar Dumnezeu, cel de sus? Dumnezeu, nu. Nu. Să știți ce facem noi? Toată viața depinde de ce facem noi. Ați destrămat niște speranțe. Foarte mulți oameni credeau că pot fi ajutați așa. Nu. Nu. Ce facem noi? Muncim, mergem mai departe. Nu muncim, stăm în parte. Și vedem rest cum trăiește mai bine de la noi. Asta e. Credeți că se va trăi mai bine peste 5-10 ani și în România și în Grecia? Sper da. Sperați.
Dar asta de speranța. Ce anume depinde? Speranța, de ce speranța mortă de ultima, oricum. Ultima, da. De ce anume depinde să trăim mai bine? Sau nu să este, se trăiască mai bine la nivel de Uniune Europeană? Nu este, nu este, este chestie, tu nu depinde de la un person, la alt person. Este chestie, tu, este cu general economica, politica. De un sistem. Pentru un sistem mai complicat. Dacă sistemul merge bine, merge și bine și pentru populație. Dacă sistemul nu merge bine, nu merge bine și pentru nimeni. Cam așa este situația. Și noi suntem în parte din sistem. Nu putem să facem altceva. Până să învățați limba română. Limba română ați învățat-o când ați venit în România sau da, în Grecia? După venit. După ce ați venit în România. Până să învățați limba română sau măcar să înțelegeți pe cei cu care comunicați, vi s-a întâmplat să înțelegeți altceva și să faceți lucrurile pe dos? Da, bineînțeles. Da? Bineînțeles. Vă amintiți vreun episod de ăsta? Nu pot aminti ceva. Am făcut sigur multe din asta greșelile. Alta m-a spus clientul sau prietenul și alta înțeleg eu. Adică v-au comandat o ciorbă de caracatiță? Nu, nu vorbim asta. Perioada a fost, acum vă restaurant, a fost ultima perioadă, nu. Nu, dădeam așa un exemplu fără legătură cu ceva anume. Nu a spus pentru un pahar și eu a crezut că am fost pentru un sticlă, ceva gen asta. Da, e interesant. Dar în această perioadă pe care dumneavoastră ați trăit-o în România, ați avut probabil și întâmplări frumoase. Da. V-a atras atenția sau v-a rămas ceva în minte? O întâmplare foarte frumoasă? Mai frumoasă, oricum, ziua aici în România, după trei ani jumătate, am fost un seara grețaș că s-a făcut la restaurant, înainte de închide, s-a făcut un petrecere foarte frumos. Deci, cum facem în Grecia? Da. Cu o petrecere. Da, cum facem în Grecia? Cu un petrecere frumos grecește, cu sparg farfurii, cu de toate. Am fost foarte frumos. A zis că dacă închide să și spargeți tot. Bineînțeles. Așa se întâmplă în Grecia? Așa se sărbătorește? Nu, dacă închidem ceva, nu sărbătorim. Așa am fost. Am făcut, așa, din noroc. Asta a fost din noroc. Asta a fost norocul? Da. De ce sparg grecii farfurii? Asta este o tradiție veche, acum nu spargem farfurii. Mult ani acum, tu nu sparg farfurii în Grecia. Asta a fost tradiția veche pentru plăcerea și pentru respect la omul, tu este cadador. Spargem farfurii. Acum am modificat asta mult ani și aruncam flori. Acum se aruncă flori, ca să nu se mai facă risipă, nu? Nu facem accident. Nu. Și flori nu este degeaba. Și flori nu este degeaba, este scumpă. Plus este vorba că nu facem accident cu farfurii. Ca să nu accidentați pe cineva. Da. La dumneavoastră se mai păstrează tradițiile în Grecia? Da, și acolo a dispărut mult tradiții. Este vorba de... Asta tot vorbim de viața merge înainte și ceva din urmă începe și pierde. Se pierd tradiții veche, au fost de la părinții noștri sau la bunicii noștri, multe tradiții s-au pierdut și acolo. Aveți vreun obicei pe care l-ați adus cu dumneavoastră din Grecia? Nu. Dar vă pare rău după un obicei, o tradiție? Singurul obicei, a rămas dimineața fiecare zi, beau un cafea grecească la Ibric. Atât. Am fost obicei din Grecia, restul nu. O cafea pe care vă preparați singur? Da. Nu este foarte bună cafeaua din România? Cafea din România este cafea, tot avem și noi în Grecia. Cafea italiană, cafea espresso, cafea naturală, tu spuneți mult. Noi cafea naturală avem asta, cafea grecească la Ibric, tot la Ibric făcut. La Ibric. Și aveți un anume mod de preparare? Nu, este alt gust, deci este alt cafea, altă calitate de cafea. Cafeaua vă aduceți din Grecia sau o luați de aici? Nu, o aduc din Grecia. Ca să păstrați obiceiul de dimineață. Îmi trimite maică mea. Vă trimite mama din Grecia cafeaua. Asta pentru păstrarea tradiției de dimineață. Da. Da. Vă pare rău după ceva ce ați lăsat în Grecia? Nu.
V-ați adus prietenii aici? Da, adus. Prietenii, adus, familia? Acum adus un prieten din Grecia, da. Da. Și în momentul în care au văzut Târgu Jiul, Gorjul, că bănuiesc că i-ați și plimbat, nu i-ați ținut acasă. Este mai tiner de la mine și are alte dorințele, diferență de vorba de dorințele. Dorințele mele, acum are un viața liniște cu familia mea și nu trebuie și multe chestii. Tot am venit un prieten, este mai tiner de la mine, nu place prea mult, dar la... acceptă și situație. Adică nu are ce fac în Grecia, a venit aici, aici mai bine și încerc aici să fac ceva pentru viitor. Dar și-au schimbat părerea prietenii și cunoscuții dumneavoastră în momentul în care au venit și au văzut Târgu Jiul și Gorjul? Și-au schimbat părerea despre români, da, și despre România? Am venit prieteni din Grecia și a făcut și Salvatore cu noi. Accepta altfel de România și am văzut altfel de România și am plăcut. Și am promis să vin din nou la vizita la noi aici. A, este bine că ne aduceți turiști. Să știți că nouă ne lipsesc turiștii. Da, lipsește, dar cred dacă fac ceva România și nu România statul, România românii, pot merg mai departe și la turism, special turism de iarnă. A spus de acele petreceri pe care le-ați făcut de sărbători cu prietenii și familia din România, dar și cu prieteni din Grecia. Petrecerile au fost românești sau grecești? Grecești. Grecești? Grecești. Adică s-au distram adaptat... altfel, oricum, distram altfel cum distrai aici românul. Avem distracția mai plăcută. Nu se distrează suficient, da, românii? Da. Nu? Nu. Se spune că românii sunt prea veseli, se distrează prea mult. Grecii se distrează și mai mult? Mai mult. Da. Aici ai înolați dacă ieși noptea pentru... tu bei ceva, până la 12 noapte este tot închis. La noi la 12 noapte începe distracția. Până la dimineață. Să știți că ați nimerit într-un oraș mai micuț. În centrele mai mari, într-adevăr, atunci începe distracția. Dacă mergeți în București... Aici, dacă am venit la 12 noapte, dorme tot orașul. Nu este unde, nu vezi unde mers. Asta e. Este un oraș liniștit. Asta ați căutat în România, liniște? Nu, asta a fost noroc. Asta a fost... noroc, a fost noroc. Soția de aici. Considerați un noroc faptul că ați întâlnit-o pe soția noastră și ați ajuns aici? Da, asta este ceva gen noroc, da. Deci ăsta este un noroc, credeți, da, și în noroc? Ei, până la noroc, urmă. Da, la noroc nu dai banii, noroc nu plouă banii, norocul este alt punct. La noi se spune că norocul te plesnește. Cam așa. Adică vine așa pe nepusă masă. Te trezești cu el, cu alte cuvinte, ca să nu înțelegeți greșit. Da. Deci vă distrați grecește, pentru că distracția grecilor e mai abitir decât a românilor. Vă place muzica, dansurile, vă plac? Muzica populară nu-mi place română. Nu înțelegeți. Nu-mi place. De ce nu vă place? Nu-mi place, nu știu, nu-mi place. Este obositoră. Vi se pare obositoare. Uh-huh. Dar ați încercat să dansați, să țineți un ritm? Da, da. Și puteți? Mai greu. Da. Mai greu. Așa. Ce aveți dumneavoastră în Grecia mai... și vă place mai mult? Ce muzică ascultați? Nu ascultați tot muzica... La noi în Grecia avem autohtonă? Muzica... Nu, avem muzica populară și grecească muzica populară. Nu-mi place. Nu vă place. Îmi place muzica modernă. La moderna, la noi, este un alt fel. Este pe grecește, cu organele grecești, adică buzuchii. A, la noi este populară. Este, nu știu, nu cred că există vorba pe română, tu explica exact cum este. Este o muzică mai de suflet? Și de suflet, și de dragoste, și pentru orice. A, este altfel, nu este populară. Muzica populară nu este populară. Avem muzica populară grecească, avem muzica modernă grecească și oricum și muzica modernă e de națională. Muzica modernă grecească este muzica de distra majoritatea grecilor. Se spune că româncele sunt foarte frumoase. Da, adevărat. Aveți o soție frumoasă care v-a și convins să veniți. Acolo îți dau primul premiu la România pentru deci femeile. Deci este adevărat. Da, este adevărat. Femeile românce sunt frumoase. Dar se mai spune că bărbaților le cam place să bea. Este adevărat? Unde? Iați, în România. Da. Au fost așa, da. Așa este? Așa, da, îi vedeți? Da.
Da, dar ăsta dă tonul unei petreceri. Și, na, nu știu de ce... Am văzut mulți bei, dar nu știu de ce bei. Și bei fără limita. Și nu știu de ce. Nu știu de ce fac așa ceva. Și nu bem... Bem pentru plăcerea noastră, pentru distracția noastră și pe un moment trebuie de oprest. Le spun acolo ajuns și opresc. Aici nu opresc. Continu până la capăt. Adică în Grecia se bea cu un scop, nu? Și da, cu niște limite. Bineînțeles. Majoritatea, da, asta e. Și acolo sunt. Omul bea în fara limita și oricum ajunge pe alt nivel, la puțin. Majoritatea bem un pahar, două, trei, asta pentru chef, pentru pofta și atât. Ei, să știți că românii mai beau și să-și nece amarul. Aici bem fără limita. Bem de ce trebuie de bem. Acum depinde de cât de mare e amarul. Dacă e foarte mare, trebuie să dai mult să folosești nu știu, mai mult nu alcool. Știu, nu știu. Vă plac tăriile din România? Suica, Ciuica, palinga? Palinga? Da, e bun. Sunt bune? Da, foarte bune. Sunt suficient de tari? Totul bei un pahar, omos, pentru pofta. Înainte de mancarea. Tu bei fiecare zi... O sticlă nu e bine. Deci sunt și din asta aici, mult. Da. Vreau o sticlă de palinga. Într-adevăr. Dumneavoastră ați încercat să faceți țuică sau palincă? Nu. Pentru că nu, orice nu. Gorjean își face nu, țuică nu, acasă, nu, nu? Dar aveți prieteni care au da. Și v-au servit. Da, mulți. Nu, e frumos. E și diferit din balinga de avem noi în Grecia sau țuica. Deci și noi avem țuica, noi facem din strunguri, voi aici faceți de la prune, mere, altfel. Noi alt diversificăm. Da. Că spuneam, românul este inventiv și adaptează orice. Vinuri aveți bune, foarte bune aici. Vă plac vinurile da, românești. Bune, este bun. Adevărat de bun. General, ok. România este foarte ok. Pentru cine vrei, tu vine aici, tu stai și fac un viață liniște și frumoasă, este foarte bine. Părerea mea personală. Nu știu. Părerea dumneavoastră, care nu mai vreți să plecați de aici. Eu nu plec, a spus gata. Gata, v-ați stabilit. Da. A spus că aveți și prieteni, că v-ați adus și prieteni din Grecia, că este bine în România și mai ales la Târgu Jiu. Mm-hmm. Totuși este un oraș mic. V-ați gândit să mergeți într-o altă zonă a României? Nu. Am mers și pe baza domeniului la afacerea doare, merg des și la București și la alt oraș. Oraș aglomerat, general, și mare nu-mi place. Aici este frumos, liniște. Mergi la drum și salutezi 10 persoane, deci orașul e mic, cunoști unul cu altul, este foarte bine, ok. Pe mie îmi place, asta îmi place. Știți să este mai este un existe? Fel de țară. La țară, spuneți voi aici. La Târgu Jiu e ca da, la țară, da, spuneți cam așa, dumneavoastră. Da, cam așa. Cam așa este, vă dau dreptate, într-adevăr. Spuneți-mi, mai sunt greci în Gorj? Sau sunteți singurul? Sau primul nu care aveți? Sunt sigur, nici nu sunt primul. Nu știu când sunt. Sunt, cred că sunt. Dar nu știu... Vreau să vă întreb dacă v-ați întâlnit, dacă ați făcut așa o mică comunitate de greci. Nu. A întâlnit... Pe perioadele alea, nu știu dacă locuiesc aici în finitiv sau vin așa pentru concediu. Pentru vacanță da. Sau cu mici afaceri. În momentul în care întâlniți un grec aici, în Târgu Jiu sau în România, prin drumurile dumneavoastră, nu vă crește un pic inima? Nu vă simțiți nu, așa nu, bine? Nu, normal. Așa, vede un român. Nu, este acela situație. Nu este, nu deschid nimic. Nu discutam pentru Grecia, discutam pentru România, dacă este locul ăsta aici în România. De da. La rotul locuim aici, trăim aici, avem afacere aici, trebuie să aveți grijă pentru aici. Ce faci toată Grecia, treaba lor acolo. Aici trăim. Ce popor din Uniunea Europeană vi se pare dumneavoastră mai ok? Nu știu, asta îmi place mai mult, general, mie este Italia. Am fost, asta dorința și din Grecia, îmi place Italia. Și mentalitatea lor nu este rea. Nu știu, asta am fost mai apropiat cu italiane, deci are și colaborare mult cu Italia și îmi place. Nemții este mai închis. Mai duri, așa. Da. Sunt nu. Mai nemți. Nu, mai bine, oricum, românii este mai apropiat cu grecii. Este vorba și de religia, oricum, este important de religia, tu avem același și avem multe asemănător chestii.
oricum, este diferit, nu este același, ala, ok, este ok. Ce ați încercat să schimbați, sau dacă ați încercat să schimbați ceva la prietenii dumneavoastră români? Adică să învățați să facă ceva după cum făceați dumneavoastră în Grecia? Nu am încercat. Nu ați încercat să schimbați nimic? Nu, nu. Dar dacă ar fi să schimbați, ce anume ați schimba? Dacă v-ar și sta în putere să schimbați ceva? Bucătăria. Bucătăria? Să o faceți cum? Mai grecească? Mai grecească, da. Să o condimentați mai mult, nu? Nu este vorba de condimente, este vorba și produse, și produsele. Adică sunt și multe legumele, tu nu aveți aici deloc. Pestele tu nu aveți deloc, aproape. Mergeți mai în sudul Olteniei, adică mai în câmpie, acolo să știți că sunt foarte multe legume. Nu sunt toate legumele, oricum. Nu sunt toate legumele din Grecia, bineînțeles. Nu sunt. Ai căutat la piață, nu sunt toate legumele, tu mâncam noi în Grecia. Ce? Multe produsele vin, a spus, mă trimite maică-mă din Grecia, tu nu lipsește pentru mine, oricum nu mănânc. Și legume vă trimit de acolo? Da. Ce anume din legume ați căutat, nu ați găsit și v-ați spus familia? Bame. Știți ce este bame? Da, există și la noi, dar în hipermarketuri. Nici la hipermarketuri, la de Târgu Jiu nu sunt, oricum. Nu știu cum numește pe românește, noi spunem în Grecia ghinares și pe italiană este cinara, este un legume verde, oricum. Nu aveți nici din asta aici. Păi, ați încercat să vorbiți cu țăranii de la piață? Poate îi convinge să cultive. Nu sunt. A căutat. Nu sunt. Duceți-le unul de... Mostră. De mostră și îi pune să cultive. Dacă fac grădina, pune eu. Aduc semințe din Grecia și pune aici, la grădina mea. Bine, este vorba și de o altă climă. Nu este vorba de climă. Nu sunt obișnuit. Mâncați și nu știți cum este și nu mâncați. Asta e. Din bucătăria de aici, românească, este ceva ce nu vă place, ce nu v-a priit? Că spuneați, vă plac legumele, ierburile noastre vă plac? La noi se gătește și cu lobodă, nu știu dacă știți ce este lobodă, și cu urzici, vă plac? Da, general mănânc toate felurile din bucătăria românească și de cu legumele. Asta nu-mi place, mâncați prea mult usturoi aici, orice cu usturoi. Și usturoi folosim și noi în Grecia, la aici tot cu usturoi. Să știți că usturoiul are și efecte curative, adică este folosit și ca tratament. Cam așa înțeleg cât este. Bea nemulțe, după aceea mâncam și usturoi, fac bine pentru inimă, pentru deșiune. Și mai ales pentru stomac. Da. Deci vă plac și lobodele noastre. Uh-huh. Le știți să le preparați sau nu, le prepară soția? Nu, nicio soția. Soacra. Soacra vă prepară. Da. Și cum soacra nu poate fi refuzată, vă place, nu vă place, trebuie să mâncați. Normal. Asta este pentru soacra. Așa este. Da. Dacă ar fi să alegeți între Târgu Jiu, o afacere în Târgu Jiu și o afacere într-un oraș micuț din Grecia, ce ați alege? Pe moment de față rămâne Târgu Jiu, a spus. Orașele mici în Grecia este pe marimea tot Târgu Jiu, are mult mai dezvoltate. Târgu Jiu nu este așa dezvoltat. Dar oricum nu lucrez și cu Târgu Jiu, acum lucrez cu toată țara. Pentru asta am văzut și aproape toată țara. Adică afacerile dumneavoastră nu se axează pe Târgu Jiu, local? Da, și local. Avem oricum destul de mult clienți din Târgu Jiu și Gorj, dar lucrăm cu toată țara. Între internet și asta este mai ușor de lucrez cu toată țara acum. Ajută internetul? Da, mult. Și în afaceri, dar și pentru comunicare? Pentru comunicare, pe vorbă, tot timpul pe afacere. Nu sunt om, tu stau pe Facebook sau pe... Cu familia nu comunicați și pe internet? Nu vă trimiteți fotografii? Nu, foarte puțin, dacă am vorbit prea rar cu fata mea pe Skype. Tu avem și imagine directe, excepte mesajele. Ați încercat să vă convingeți fiica să vină și ea în România? S-ar putea să vin după facultate, termina facultate în Grecia, s-ar putea să vin. Credeți că și-ar găsi de muncă aici, de lucru? Sau... Da, găsim. Mai găsim mai ușor.
mai ușor decât în Grecia. Mm. Să știți că e o criză a locurilor de muncă foarte mare aici în România și în Târgu Jiu, sunt în momentul de față vreo 11-12 mii de persoane șomere. Da, e, oricum a spus, Târgu Jiu nu are industria, nu are firmele mari. Este, din asta chestia să vedeți, nu sunt și loc de muncă. Arașul, orașele sunt mult mai dezvoltate. Clujul, Timișoara, Brașov, mult mai dezvoltate. Aceste orașe, cum este Brașovul, Clujul, care nu sunt foarte aglomerate, cum este Bucureștiul, mm-hmm. nu v-au atras? Frumos pentru caladoria, pentru vizita, pentru concediu. 3 zile, 2 zile, 4 zile. Mai mult nu. Mai mult nu. Nu. Și la București merg să stau o zi, două, a treia zi înapoi la țară. La Târgu Jiu. Vă atrag rădăcinile pe care vi le-ați fixat acum mm-hmm. aici în... Așa spuneți voi aici la Gorj. Dacă bei apa din Gorj, nu plec. Gata. Deci ați împrumutat câte ceva mm-hmm. din cele uzitate de gorjeni. Este frumos în Gorj, spuneți dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că gorjenii, adică cei care s-au născut, au crescut și trăiesc aici și ar dori să plece. În afară. Asta este problema doar de toate România. Românii nu respectă țara voastră. Țara voastră e foarte frumoasă și are și capacitate mare, părerea mea. Este vorba de același românii... cum să spune, scadete nivelul țaras și nu credeți pe țara asta. Plecam, mergem în Italia, în Spania, în Grecia, tu facem bani. Nu este ușor și acolo. Pentru oricine străin, tu plec din țara lui, merg oriunde, nu este ușor, este foarte greu. Și pentru mine a fost greu. Până la adaptez și eu un an jumate, a trecut foarte greu pentru mine, și psihica, și obositor, și din multe puncte de vedere. Și nu... pot usta fiecare unul dacă plec în afara țara, ok, acolo doar merge bine. S-ar putea tu merg și după un săptămână întorc înapoi. Nu este pe toată lumea, la România este foarte ok, este o țară frumoasă, cu multe capacitate, cu multe posibilitate, dar trebuie tu respecta puțin mai mult. Mai mult respect din partea românilor, spuneți dumneavoastră. Da. Să sperăm că vor respecta românii mai mult această țară și să sperăm că vor fi și ei respectați la rândul lor de cei care ar putea să-i determine să rămână aici. Eu aș vrea să vă ofer acest coș cu ouă de Paște. Da? Sunt naturale, adică uh-huh. sunt de la găini, sunt comestibile, se pot mânca. Așa se pun la noi pe masă în zilele de Paște. Așa facem și noi. Da. Așa faceți și dumneavoastră. Astea sunt și spunem Hristos a înviat la ora de spază. Adevărat a înviat, într-adevăr. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să ne spuneți povestea dumneavoastră. Pentru că am vrut să facem o ediție specială cu oameni care să vină și să-i convingă pe gorjeni că, într-adevăr, această țară merită să fie respectată, cum ați spus și dumneavoastră. Eu așa cred, trebuie respectat mai mult. Oricum, eu respect țara dumneavoastră, voastră aici și acum țara și al nostru, al meu, adică, da? Și sunt foarte fericit și mulțumit cum este situația și viața mea aici. Și pentru asta nu vreau să plec oricum. Nu vreți să plecați? Rămâneți aici, că ne-a spus la începutul emisiunii că deja vă considerați oltean. Da. Da. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Să aveți în continuare sărbători liniștite, fericite. Să rămâneți cât mai mult aici în Târgu Jiu și în Gorj. Vă mulțumesc și dumneavoastră și vă urez de asemenea să aveți în continuare parte de liniște, de sărbători alături de cei dragi. O ediție specială a Dilemelor Zilei. M-am și îmbrăcat adecvat în semn de respect pentru invitații mei și pentru dumneavoastră, telespectatorii fidele ai acestei emisiuni. Rămâneți alături de Tele3, ediții speciale și în zilele următoare. Numai bine!